Bun găsit, prieteni ai sportului militar! Vă invităm la o nouă producție, Steaua TV, una care sperăm să vă aducă multă bucurie în suflete. Sub egida Ești ceea ce comunici, ne prezentăm cu excursia noastră în timp, nu e una foarte lungă. Mergem în 2012, la începutul anului, pe 6 ianuarie, în preziua Crăciunului pe stil vechi, dacă vreți, la patinoarul Mihai Flamaropol din București, o tempora se juca hockey acolo, pentru un meci din Liga MOL, un meci care contează pentru acea competiție la care Steaua Rangers, numele de atunci al echipei, era înscrisă. Formația militară evoluează contra celor de la Alba Volan, echipa de tineret a puternicei francize maghiare, înscrisă cu garnitura de seniori, după cum se știe, în competiția austriacă. Nu-mi place acea denumire Schopenhauer, pe care în multe alte surse am găsit-o, așa că dați-mi voie pe parcursul acestui comentariu să folosesc numele de Alba Volan. Prieteni, câteva detalii, suntem în repriza a treia meciului, veți vedea de ce am ales special să fragmentăm această bucată de meci de aici încolo. Scorul în momentul în care noi am început pentru dumneavoastră reamintirea acestui meci este de 5-2 în favoarea echipei maghiare. Să vedem cum a decurs scorul. Steaua a deschis scorul, a deschis tabela în prima repriză, în minutul 7, prin Ioan Timaru, o legendă a hocheiului stelist, un jucător cu un palmares inegalabil. Pasa i-a fost oferită de către Viorel Nicolescu, colegul său de linie. Apoi Steaua a reușit să marcheze un short-handed goal, așa cum se numește în terminologie de specialitate, prin Adam Krug, juca în echipa militară și un nume ca Adam Krug atunci, pasă de la Martin Persson, jucătorul suedez, 2-0. Apoi maghiarii au reușit să înscrie pe finalul primei perioade, 2-1. Farkas Tamás din pasa lui Nemet Attila a fost cel care a scuturat plasa porții roșii-albastre. După aceea, în perioada de mijloc, Șopa a avut-o pe un interval foarte bun în care a marcat numai puțin de 4 goluri consecutiv și a ajuns să câștige acea repriză de mijloc, să conducă scorul 5-2. Două goluri la rând marcate de Kish David din pasele lui Hajos Roland și Nemet Attila. Apoi Nemet Attila a fost cel care a înscris din pasa lui Farkas Tamás, iar scorul a fost stabilit pentru cea de-a doua pauză de către Kocsis Ferenc, un gol neasistat, un gol venit pe o intercepție după un atac al hocheiștilor roș-albaștri. De remarcat faptul că primele patru goluri ale celor de la Alba Volan au fost marcate în superiorități numerice. Așadar, o linie specială de powerplay foarte puternică, lucru care a făcut, iată, ca scorul să fie cel pe care l-am anunțat, 5-2, aici este offside. Sper să nu deranjez pe cunoscătorii jocului de hockey pe gheață prin anumite explicații legate și de regulament. Offside-ul înseamnă că un jucător depășește în patinaj linia albastră, intră în acea zonă înainte de sosirea pucului și iată o fază la care steliștii reușesc să înscrie. Este golul de 5-3. Gol care l-are autor pe același Ioan Timaru, omniprezent, 1 minut și 38 de secunde trecuseră în momentul respectiv. Timaru reușește să marcheze, pasa i-a aparținut lui Nicușor Lușneac, ce nume erau atunci între hocheiștii Stelei. 5-3, de aici încolo ne așteptăm la un adevărat spectacol. Prieteni, rămâneți aproape de noi pentru că merită într-adevăr să ne reamintim cum era odată în patinoarul Mihai Flamaropol și poate să dăm un imbold factorilor decizionali să urgenteze construcția acestei arene bijuterie, o arenă care n-a fost dedicată în exclusivitate în decursul funcționării ei hocheiului pe gheață. La Universiada de Vară din 1981 aici au fost instalate saltelele de luptă, mă rog, suprafețele de luptă și au concurat cei de la lupte libere și lupte greco-romane. Steliștii atacă din nou. În forță acolo o intrare. Cel care a condus pucul a fost Martin Persson. Exact vorbeam de el. Unul dintre cei mai buni jucători pe care Steaua i-a avut în perioada modernă.
Martin Persson s-a remarcat ca fiind un atacant combativ, un atacant extrem de iute, o extremă stângă percutantă și care deseori s-a aflat în liniile care au produs goluri. Un șut de la linia albastră încercat de către Barulin acolo. Apropo, chiar dacă la hockey nu este o tradiție să se citească numele tuturor jucătorilor, iată cum arăta Steaua în momentul în care juca împotriva celor de la Alba Volan. Catrinoi în poartă, numărul 1 pe această transmisie. Cosmin Berdilă, numărul 4. Martin Persson, numărul 6. Cu numărul 10, Denis Dumitru, numărul 11. Marius Mărcuș, numărul 12. Viorel Nicolescu, numărul 13. Vladislav Baruli, numărul 14. Andraș Costandi. Jolt Maștaleriu, numărul 15, Ioan Timaru, capitanul echipei, numărul 16, Alexandru Cristian Munteanu, numărul 17, Leonard Pascaru, numărul 18, Adam Krug, numărul 19, Andrei Butocnov, numărul 21, Evgeni Pisarenko, numărul 23, Laurent Cari, portarul de rezervă, numărul 29, Nicușorul Lușneac, numărul 32, Anton Puznic, numărul 33, Bogdan Ștefan, numărul 90 și Daniel Oprea, numărul 99. Iată și un steag tricolor arborat în tribune. Reamintim, suntem abia la începutul anului. Aici, în prim plan, Nelu Alexe, antrenorul principal al Stelei, secundat de către Victor Corduban. De partea cealaltă, ungurii aveau pe banca tehnică pe Pap Sándor și pe Köger István. Pap Sándor este un hocheist cunoscut din țara vecină. În poartă la echipa oaspete Iosef Pleșcan, un goalkeeper din Cehia. Se remarcă și alți hocheiști buni ca Nemet Adam, Farkas Tamás, Reiter Richard de asemenea, hocheiști pe care i-am nominalizat și ceva mai devreme atunci când am vorbit despre golurile marcate anterior intrării noastre în transmisie. Un duel la mantinelă, acum pucul câștigat la linia roșie. O intrare pe coarda exterioară în spatele porții și acum se încearcă un contraatac de către echipa maghiară prin tot Gergă. Pucul ajunge în proximitatea porții noastre, aruncat acum în zona mediană și să vedem contra steliștilor, o pasă care l-a vizat acolo pe Viorel Nicolescu. Linia întâi a steliștilor foarte tare cu Nicolescu, cu Timaru. Fundaș de bază, Evgeni Pisarenko, jucător până la urmă ulterior acestei date, după cum știți, naturalizat și care a evoluat pentru echipa națională a României. Se intră în zonă. O pasă în centru și încercarea lui Marius Mărcuș de a trimite cu reverul crosei. A parat însă acolo golkeeperul Pleșcan. Hocheistul Stelei n-a avut o foarte bună deschidere. Nu avea cum să trimită pucul pe lângă portar din acea poziție. Degajare interzisă. Arbitrii decid conform regulamentului, de altfel angajament din treimea maghiară. Un angajament câștigat de oaspeți. 5-3 așadar. Acesta este scorul înscris în momentul de față pe tabela de marcaj. O încrucișare în colțul patinoarului. Recuperează însă fundașii maghiari. Cel care a degajat acolo a fost Balog. Nu erau foarte mulți spectatori, din nou un icing, dacă e să folosim terminologia americană, o degajare interzisă și încă o dată problemele la angajament. Maghiarii sunt mai rapizi, au crosele mai bine orientate acolo în duelurile 1-1. Ocazie pentru maghiari, s-a îndepărtat de la linia porții Catrinoi și a reușit să rețină acel puc. Fundașii noștri construiesc această acțiune. Jocul de hockey este, după cum probabil vă dați seama, foarte rapid. Martin Persson a fost cel care a încercat să șuteze din lateral, din poziția sa preferată. A
Acum de la linia albastră s-a încercat un puc către poartă, Nicușor Lușneac. Un duel 1-1 lângă Mantinelă. De deasupra cercului, paradă însă a portarului Pleșcan. Acesta a reușit să rețină în mănușa de prindere. Barulin a fost cel care a luptat pentru Steaua la angajament, din nou fără sorți de izbândă. Toate aceste angajamente pe care le-am văzut în fragmentul de emisie au fost ale oaspeților. O echipă oaspete cu care Steaua pe parcursul sezonului regulat din Liga MOL, ediția 2011-2012, s-a întâlnit de 5 ori. Așa era regulamentul atunci. Aceasta e ultima partidă. Rezultatele celor 4 întâlniri anterioare sunt următoarele. Alba Volan s-a impus pe teren propriu cu 7-3, Steaua a câștigat al doilea meci din Ungaria cu 5-2. Apoi Alba Volan a câștigat de 2 ori în patinoarul Mihai Flamaropol cu 9-4 și cu 8-5. Așadar, e o partidă predispusă la goluri multe, judecând după istoricul prezentat ceva mai devreme. Câteva cuvinte și despre glorioasa secție de hockey pe gheață a clubului militar Steaua Rangers, parte a CSA Steaua București, are stabilit un record, de fapt două recorduri, de 40 de ori campioană națională. Prima dată în 1953, ultima dată în 2006. Așadar, acest palmares se prezintă chiar așa, în forma pe care eu v-am relatat-o, la momentul la care jocul se dispută. Reamintim, suntem la începutul anului 2012. Un alt record frumos este cel al titlurilor consecutive obținute de hocheiștii steliști, serie neîntreruptă între 1982 și 1996. Un monopol, o hegemonie roș-albastră, dacă vreți, numai puțin de 15 titluri la rând, un record mondial pentru hockey și iată gol înscris de hocheiștii oaspeți. Scorul devine 6-3, golul apare în minutul 50 și 26 de secunde. Fecti Adam, din nou un gol neasistat, un gol care apare practic din nimic pe o perioadă de dominare a formației steliste. Mai sunt 9 minute și jumătate din partidă, din timpul regulamentar. S-a trecut de punctul de jumătate al acestei reprize. Continui palmaresul hocheiștilor steliști, care au câștigat de 33 de ori Cupa României. Prima dată în 1969, ultima dată s-a întâmplat în 2012. 2011 și 2012 sunt două ediții ale Cupei României pe care Steaua le-a câștigat consecutiv. Era și Marius Gliga implicat în destinele echipei la momentul la care s-a jucat această partidă cu Alba Volan. Era o perioadă în care și televiziunile românești prezentau hockey, se transmiteau jocuri din Liga MOL, dar și din campionatul Slovaciei, din puternicul campionat de peste ocean, NHL, de la campionatele mondiale, grupa de elită, respectiv grupa în care evolua anual echipa națională a României. Un deficit de 3 goluri, chiar dacă mai sunt vreo 9 minute pe tabela de cronometraj, în hockey nu reprezintă un handicap iremediabil. De aceea vă și propunem, prieteni, să urmărim împreună acest meci care se anunță foarte, foarte spectaculos. 6-3, reamintesc scorul cu care Alba Volan, echipa de tineret, conduce în acest moment pe patinoarul Mihai Flamaropol într-o partidă în care echipă gazdă este Steaua Rangers. Puc în spatele porții, interceptat de Lușneac, care nu reușește însă să-l scoată din zonă. Combinația fundașilor maghiari a aruncat acolo Heteni Peter. Pe lângă poarta a trecut acel puc, recuperat repede de către ai noștri. A luptat și a reușit Butocnov să facă presiune. Lângă el este Marius Mărcuș. Puc recuperat acum și un 2 contra 1 periculos, însă greșesc hocheiștii maghiari. Un offside. Cu echipierul purtătorului de puc s-a grăbit și a depășit marcajul albastru.
Aici, din nou, o recuperare în treimea neutră. Să urmărim faza. Și Persson reușește un șut care îl învinge pe portarul maghiar. Martin Persson, 6-4. Un gol în inferioritate numerică. Al doilea short-handed gol marcat de Steaua în această partidă. Reamintesc, primul s-a marcat în minutul 10. Autor Adam Krug. A fost o recuperare semnată de Evgeni Pisarenko, cel care a pasat cu mantinela, dacă ați văzut, către Martin Persson. Acesta a preluat. Are marele merit de a fi insistat. S-a prezentat apoi între cercuri, în zonă mediană, și de acolo a șutat puternic. Portarul n-a putut să intervină. 6-4 așadar. Alba Volan în continuare la conducere, 7 minute și vreo câteva secunde ne despart de sirena finală a acestei partide. Exact ce spuneam, în hockey, minus 3 nu reprezintă un semnal că trebuie să lași brațele jos și să nu lupți până la capăt. S-au văzut situații în care echipele au reușit să revină spectaculos deocamdată, însă Alba Volan anulează acel gol marcat în inferioritate numerică de către Martin Persson. Tot Gergă înscrie de la semidistanță. 7-4. Feti Adam și Kocsis Ferenc sunt creditați ca asistenți ai autorului golului cu numărul 7 pentru formația Alba Volan. S-a repus de la centru. Steliștii nu au timp de pierdut, așa că se prezintă din nou un atac. Mai sunt aproximativ 6 minute. Brigada de arbitri este condusă de ciucanul Ciomortani Jolt, cel care s-a aflat între doi jucători, aproape să fie făcut sandwich de aceștia. A luptat acolo pentru puc de la Steaua Munteanu. El era asistat de către Bogdan Ștefan. Steliștii cred că nu mai e nevoie să spun acest lucru. Joacă în echipament de culoare închisă. Îl vedem undeva în această imagine și pe Leonard Pascaru. Se transformă într-o fortăreață zona din apropierea porții maghiare. Steliștii au apăsat pedala de accelerație și încearcă să recupereze. Un șut din nou la mănușa de prindere. Portarul Pleșcan funcționează foarte bine, după cum se poate observa, nu însă și aici, pentru că steliștii reușesc să marcheze. Minutul 54 și 35 de secunde. Viorel Nicolescu își demonstrează abilitățile hocheistice și înscrie golul al cincilea. Vladislav Barulin și Andrei Butocnov, doi hocheiști ex-sovietici, sunt cei care au contribuit la golul lui Viorel Nicolescu. 7-5. Steaua încă speră la o revenire miraculoasă, mai ales că din nou e posibilă o contră. În astfel de situații trebuie însă să spunem că este o sabie cu două tăișuri, pentru că de multe ori echipa neglijează apărarea. Nu mai vorbim și de cazurile specifice în hockey când se scoate portarul de pe gheață. Acolo este cu totul și cu totul altceva. Însă, jocul fiind foarte rapid, Alba Volan are patinatori foarte buni, iuți. Aceștia pot să ne surprindă pe contraatac. Pucul a sărit de pe gheață. Angajamentul se dictează din zona neutră, de pe punctul roșu. Timaru. El este cel care a reușit să câștige și să transmită către fundaș. Timaru nu era un hocheist extrem de mare, 1,78 m. 78 de kilograme, însă o adevărată legendă, un nume atașat de echipa stelistă. Iată-i pe cei de la Alba Volan, în continuare foarte percutanți și cu un sistem ofensiv bine pus la punct. Ei reușesc să finalizeze încă o dată cu 4 minute și 28 de secunde înainte de final. Scorul devine 8-5, autorul golului este Farkas Simon, Kocsis Ferenc este pasatorul. 8-5 pentru Alba Volan. Mai sunt 4 minute și jumătate. E oare posibil un reviriment? Vom vedea numai dacă veți rămâne, dragi suporteri, alături de noi în această integrală de valoare care propune o retrospecție și o
refacere a imaginilor pe care le-am găsit în arhiva Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Offside aici. Un angajament pe care Steaua îl câștigă grație insistenței lui Vladislav Barulin. Pleșcan iese din poartă, un body check acolo. Autorul este Viorel Nicolescu. Insistăm și reușim. Iată să aducem pucul în zona porții. Era atmosferă frumoasă, trebuie să recunoaștem. Chit că în ultima vreme se degradase arena Mihai Flamaropol, acolo era așa un suflu hocheistic aparte. Un patinoar care s-a dat în funcțiune în 1952, inițial fără acoperiș, apoi a fost închis ca o sală undeva în anii 80, când la București s-a și organizat o ediție a campionatului mondial. Un șut acum, pucul cât pe ce să-și atingă ținta, 8-5 pentru Alba Volan. Person asistat acolo de Munteanu, 2-2. A venit între timp și Vladislav Barulin, unul dintre hocheiștii care fac risipă de efort. Exact ce spuneam, este o redută asediată poarta lui Pleșcan în aceste momente. Steaua nu mai are nimic de pierdut. O serie de șuturi, pucul rămâne acolo, s-a răsucit Viorel Nicolescu ca la patinaj artistic, o piruetă acestuia. N-a prins însă poarta, Nicolescu trimite înapoi, Barulin a încercat încă o dată să înscrie. Singura soluție pentru oaspeți este degajarea interzisă, pentru că ei practic au cam renunțat la intențiile ofensive. De la linia albastru o torpilă, Pleșcan însă rezistă, Evgeni Pisarenko a fost cel care a trimis puternic. Am văzut ceva mai devreme, din păcate n-avem reluări, și o preluare cu piciorul, cu patina. De multe ori acest procedeu poate să facă diferența atunci când echipele sunt sensibil egale din punct de vedere valoric. În poartă este acum Cari Lorand, cel de-al doilea goalkeeper al Stelei. Catrinoi într-o formă nu foarte bună, după golurile primite a fost înlocuit de către staful tehnic roșu-albastru. Vă dați seama că și aceste filmări sunt posibile grație unor nebuni, nebuni frumoși în sensul frumos al cuvântului, care au stat mereu pe lângă echipa de hockey și care din pasiune s-au dus noaptea târziu cu echipamentul specific și au tremurat la propriu și la figurat pentru echipa stelistă de hockey pe gheață în patinoar. Încă o dată un duel pe luciul de gheață. Apărare agresivă a celor de la Alba Volan și acum o ieșire pe contraatac. Pucul este întors, interceptează acolo Butocnov care se repliase. Un șut în blocaj, pucul revine la Viorel Nicolescu. Combinațiile steliste încep să aibă viteză, se dorește iuțirea ritmului pentru că timpul se scurge în defavoarea echipei militare. Și iată golul, golul care practic apropie echipa noastră. 8-6, un gol venit la începutul minutului de final, minutul 59 și 5 secunde. Un gol în superioritate numerică înscris de Costandi Andraș. Au participat cu pase Vladislav Barulin și Viorel Nicolescu, conform statisticilor afișate la momentul respectiv pe site-ul oficial al competiției. 8-6, două goluri și jumătate de minut cu aproximație până la final. Acum poate fi o fază periculoasă, un șut respins de Pleșcan și este gol! Pucul a intrat în poartă, forța șutului a făcut ca el să ricoșeze din plasă înapoi pe gheață.
8-7. Adam Krug a declanșat pe stânga, a șutat puternic în portar. Poznic la recuperare este cel care a reușit să înscrie. Îmi cer scuze, nu, Timaru a șutat și Person apoi a marcat. 8-7. Minutul 59 și 33 de secunde. De aici încolo Steaua este echipa de moral, echipa care vine din spate. E foarte greu pentru o grupare să vadă că a condus cu 8-5, iar acum să aibă doar 8-7, un avantaj minim pe tabela de marcaj, un avantaj care poate fi oricând anulat dacă echipa care spuneam are moralul la cote maxime reușește încă o dată să-și impună punctul de vedere. Toți steliștii sunt între cele două cercuri și vine golul de 8-8. Poznic de pe tangenta mare a cercului din stânga reușește un șut imparabil în diagonală. Krug participă și el. El a fost cel care a pasat. Egalitate la 8. 16 secunde mai sunt din timpul regulamentar. Iată rezultatul, nu vă lăsați înșelați. Acel 7 încă n-a apucat să se schimbe. Iată, exact asta se întâmplă. Egalitate la 8 după ce Steaua a fost condusă cu 8-5. În cazul în care, în timpul regulamentar, e un joc egal, se folosește sistemul unei reprize suplimentare de maximum 5 minute. Acționează regula golului de aur. Și încă o dată un șut. Portarul Pleșcan este pur și simplu groghi. A primit 3 goluri într-un interval atât de scurt. Portar tânăr, așa că el poate deveni un punct vulnerabil în aceste condiții. În repriza suplimentară, echipa care înscrie prima câștigă. Așa este regulamentul. Dacă nu, se execută șuturi de departajare. Se încheie meciul. De fapt, se ajunge minutul 60. 8-8, Steaua, Alba Volan. Au început prelungirile. A fost un scurt respiro pentru hocheiști. Iată din nou o intrare rapidă a steliștilor și golul de 9-8. Golul de 9-8 care apare în minutul 61 și 17. De fapt, este anulat acest gol pentru că poarta s-a mișcat. Spectatorii nu sunt de acord cu decizia arbitrilor. Foarte rapidă a fost acțiunea finalizată, dacă am văzut bine, de către Martin Person. Dar, regulamentar vorbind, golul este anulat corect pentru că poarta nu era la locul ei. Să zicem că este doar o fază care anunță deznodământul acestei partide. Steliștii încă o dată un finish debordant. Mărcuș pasă înapoi, a încercat să tragă acolo Barulin. Portarul Pleșcan a fost păstrat între buturi, cu toate că, spuneam, a primit 3 goluri într-un minut. Steliștii continuă canonada, o serie de șuturi. Pasă paralelă cu linia roșie și iată golul! 9-8 din colț, din unde 0 grade, cel care a pasat pentru golul decisiv a fost Andrei Butocnov, a finalizat Timaru, omul care, spuneam, se confundă cu istoria recentă a Stelei. Timaru, cu dexteritățile bine cunoscute, a extras de acolo pucul și l-a introdus în poartă. Nicușor Lușneac a participat și el cu o pasă către Butojnov la golul care consfințește astfel o victorie magnifică a Stelei. 9-8 după ce Steaua a recuperat de la 5-8. Tricolorul românesc, arborat de aripa suporterilor steliști, nedespărțiți de către echipă și iată bucuria. Așa se întâmplă tradițional la hockey. Jucătorii care au evoluat pe gheață vin și se strâng în jurul portarului ca în vecinătatea unui turn de control.
9-8. Steaua câștigă un meci în sezonul regulat al Ligii MOL, ediția 2011-2012, împotriva celor de la Alba Vola în echipa de tineret. La final, echipele se salută, așa este tradiția în hockey. Vă mulțumim pentru atenție și vă promitem, prieteni, că vom continua această integrală a redacției Steaua TV, parte componentă a clubului sportiv al Armatei Steaua. Nu uitați, ești ceea ce comunici.